mai expun. Că de multe ori când mă expun, mă simt vulnerabil, devin cald. Nu victor. Ai de ce să te simți vulnerabil, dar trebuie să te spargi într-un fel, știi? Eu am alte metode de a mă descărca. Okay. Eu am alte metode de a mă descărca. Eu n-am așa mare încredere să... Vorbesc cu oricine. Oricum, acum se înțeleg că nu ai ceva drag. E doar așa, o stare de moment. E doar o stare de moment, da. Petrecerea asta s-a nimerit când am eu starea asta, adică n-am. Mâine o să fie altfel. Probabil. Așa ar trebui. Bravo, Modelina, pentru coreografia făcută. Parcă auzi ultima melodie. Să dea Dumnezeu să auzi melodia asta. Ce-ai, măi? Mai bine să stai așa să vezi, să-ți distragă. Mai bine să stai așa să vezi, să-ți distragă atenția decât să stai singur și te gândi da, la toate chestiile. Da, așa să... Pe faptul că ascult așa muzică, mă relaxează un pic. Păi vezi? Lasă să mai fie! Că nu trăiesc așa prin mișcări, aia altă treabă, dar o simt. E de ajuns. E bine. Dacă simt. Starea mea. Te-am văzut așa, am încercat să fac tot ce pot, să te-am luat de acolo, am vrut să te iau și de acolo, am venit și aici, nu pot să zic că, că n-am insistat. Dar eu am zis că nu o să mai vin niciodată. Vezi, iar ți-ai călcat pe orgoliu. Da, și nu-mi pare rău. Gata, hai, nu, am făcut asta pentru că s-a înțeles să vin la tine. Deci ce-am zis? Tu singur poți să-ți faci viața mai frumoasă, dacă vrei. Oarecum. Spun eu că așa e. Dacă era numai după noi... În momentul ăsta e numai după noi. Poate ne-a luat în momentul ăla. Minunat! Așa? Dacă ar fi mereu după noi... Nu e mereu, dar în momentul ăsta... Cât suntem aici, e după noi. Viața, cred că viața e la fel, doar că atunci când ai un moment mai prost sau un moment mai euforic, vezi altfel lucrurile. Dar viața cred că e la fel. Că nu mai vezi cu alt fel, știi, când nu ești euforic și așa. Dar cred că e la fel.
Ah.